Nativii din Zodia Berbec vor fi plini de energie și vor avea o zi cu multe satisfacții în plan familial. Nici taurii nu vor fi mai prejos, se vor putea bucura de evenimente plăcute alături de cei dragi. Gemenii traversează o perioadă bună din punct de vedere social, ar fi indicat să profite de aceasta și să-și facă noi prieteni. Racii sunt confuzi, nu prea știu ce vor și nu vor reuși decât să inducă în eroare pe cei din jur. Leii sunt cam încăpățânați și riscă să dea naștere unor tensiuni familiale. Din fericire, seara se anunță a fi una plină de voie bună. Fecioarele își vor concentra atenția pe rezolvarea problemelor casnice și vor avea spor în toate. Balanțele vor avea ceva bătăi de cap din cauza unor probleme neprevăzute, însă partea bună este că se vor descurca de minune. Scorpionii sunt zâmbitori și nu vor renunța la voia bună, chiar dacă evenimentele petrecute astăzi nu vor fi dintre cele mai bune. Săgetătorii vor trece prin situații care le vor pune nervii la încercare. Important este să nu dea curs pornirilor impulsive. Capricornii nu vor fi cele mai active persoane astăzi, dar chiar și așa vor reuși să termine treburile urgente. Vărsătorii sunt mult prea îngăduitori și riscă să fie percepuți total greșit de către cei din jur. N-ar strica să fie mai autoritari. Iar peștii vor avea o zi plină de evenimente frumoase în plan personal, de aici entuziasmul lor și buna dispoziție. Acestea au fost previziunile astrale. Ne revedem puțin mai târziu la știrile mondene. Octavia.